Cine vine, Vladicica? Mamă, ce... Mâna pe jar! Dar cine e cu ochelari așa, cu oglindă? Nu vrea ea, bă, să meargă. Floare acolo. Măi, omule, dar ia uite ce ochelari oglindă. Așa, fetița, mâncare mama, pe ea de frumoasă. Sanie cu surigălăi, frumoasă, căruță cu surigălăi, frumoasă, căluții tăi, hai, dar mai frumoasă tăi mei, că le dau apă și mei, și zboară ca niște smei. Ce frumos! Mai frumoasă, mai frumoasă e apa asta, e frumoasă! Bună dimineața! Să trăiești, domn Cornel! Să trăiești! Să rămână! Bine v-am găsit! Vai, dar ce intrare frumoasă, să rămână! Păi numai eu știu să fac, eu sunt de la țară! Auzi, să-i zis rămâna lui maică ta și la doamna preoteasă, eu sunt Ileana Ciculete și cu asta am... Am făcut o pătrundere frumoasă! Deci mi-a permis, dragi telespectatori, să zic Ileana, da? Nu place mie să mă domnești că eu nu sunt o doamnă! Pardon, eu nu sunt o doamnă, eu sunt cântăreață de muzică populară și da, sunt o femeie, nici urâtă, nici frumoasă, nici urâtă, dar știu să mă fac plăcut. Uite, doamna, bravo! O, ce bravo, doamna, ce frumos! Aici, e o doamnă aici, e o nemaipomenită. Doamna Florica e foarte Florica, frumoasă, dă din coadă la tine, eu v-am adus, fiara. Gata, poți dai să că-mi place la iapă de tine. Eu cred că îi place mai mult de tine, că poți să o călărești mai bine. Trebuie să trag la loto, mi-a făcut și o baligă, să știi. Ai noroc atunci. Trag la loto. Doamna Ileana, bine v-am găsit, domnule. Acum nu mai ești cântăreț, acum nu mai zic că ești cântăreț. Gata, acum ați terminat. Și eu, prezentator. La cocoșul avem tăcere să fie aici alături de noi. Da. Gata, am pupat și pe mine. Uite, ne ia dirijarul Căluțu. De așa fapt, frumos salutat, așa frumos. Frumosul la frumos trage. Da. Haideți la noi încă în odaia bună aici în față. Ce bine e aici, curcani aveți, gâște. Avem de toate, de nevoie mare. Uite mai, că ce priză, mi-o mângori. Haideți la masă acolo. De-a tata și de-a mama ne jucăm. Doamna Ileana. Dar noi doi, ea e vecina mea. Doamna Ileana, ea e vecina mea. Nu mai zice doamna Ileana că ne dă afară pe amândoi din living room. Vrei să plec de aici? Da, alo, alo, te-am adus, trebuie să plătești. Mi-am luat papuși de catipea. Și asta să plătești, e că te-am dus. Eu dimineața nu prea plătești. Sunt pe creaca mea, așa nu prea deci revine. Deci o să începem astăzi emisiune presimt. Cu așa doi o emisiune cu soare. Bravo. Cu soare. Da. Da. Așa vrea domnul director Cosmin. Doamna Ileana, v-am pregătit Ileana, sarmale. Vinul la sarmale. Cu mămăligă, haideți, haideți. Ca așa să mănâncă dimineața la noi. Da. Să fii cu burta plină. Mare frumos. Bine v-am găsit, băieții. Ce porții mari. Auzi? Mulțumim ferma Cocoșul Roșu fermă, pentru da? Bunătăți. Uite cum se mănâncă. Haideți pe aici, doamna Ileana. Uite cum se mănâncă la țară. Uite, stau colegi, ce frumos. Făi, n-auzi, uite cum se mănâncă țară. Ia uite. Vezi că te pătesc pe cămașa aia. Așa vrei să vorbesc și eu cu meastră, cu făi. Vezi, mamă, are o problemă că se pătează pe cămașă. Ce ai? Cum mă, să vorbesc așa cu făi? La noi se vorbește frumos cu soția. Draga mea, bună, scumpa mea, iubita mea, soție. La fel, nu dar nu, tu nu ești nevastă mea. Azi, vecină ta. Dănciulești să trăiești. Că nu se vorbește decât cu făi. A uitat vacile, a uitat caprele, te-a venit la fermă să înveți. Cum eu să uit? Păi eu știu tot. Ia zi tu, vecină, cum mie-mi murg eu vaca. Mie îmi place de Cornel că s-a adaptat. Dom'le, arată asta cum se mănâncă. Asta-i doamnă, mă, mănâncă cu furculița. Păi vezi, doamnă. Cornel, nu degeaba ești eu doamnă, na? Aoleu. Că mănâncă cu furculița, e doamnă de mă. Doamna Ileana, în copilărie, care era animalul preferat? Porcul. Și acum tot porc și-a luat. Animalul preferat în copilăria mea aveam, așa, pe ghiță țiganul câinele. Aole, dar de pe mărcușa miaua, oița, pe Maria Sidonia două, aveam două capre, pe ghiță porcu. Păi n-ai auzit ce, cum le cheamă? Nu, dar ce nume frumos, Maria Sidonia. Deci, și Tatiana, pentru că am să spun de ce, a fătat două ieduțe, știi? Și asta mă însoțeau în tot locul, la fântână se iau apă, mergeau cu mine. Când mergeam la iarbă, mergeau cu mine. Când mergeam să fur și eu după la... Ce frumos! Așa, mergeau cu mine. Și când am adormit sub nuc, m-au avertizat că vine un șarpe. Să mor, eu spun adevărul. Și m-au avertizat porcul. Gu, 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 gu. Oaia, mă, el altul, ham, ham! Șarpele cum făcea? Șarpele făcea... Dar fii atent, mai făcea mult ăsta. Haideți să o părăsc acum.
Mai de ună se află că eu, pe zodiacul chinezesc, sunt în porc, știi? Și zice, vezi că te supăra și degeaba că zic porc. Porcule. Că zic legal. Legal, nu? Cum trebuie. Și dacă încolo, gata. Eu porco. Sunt picioară. N-am cum să mă... N-ai cum să te superi pe mine, că sunt femeia ideală. Oh, yeah. Serios, vă spun. Cea mai bună mămăligă, cea mai bună ciorbă de curcan, de păsui. Ce vrei tu? Îți fac, de-aia te-am făcut așa. Uită-te că... Cum se comportă femeia ideală, domnul Cornel? Uită-te cum crapă cămașa pe tine. Să știu și eu, poate o găsesc. Femeia ideală, să nu iei din Oltenia, fratele meu, ascultă ce spun. Mai Cornel. De oriunde e, dar Oltean că să nu iei. Din Congo e bine, din Zimbabwe. Nu, dar alea negrese, nu. Alea sunt prea încăpătoare, nu. Eu sunt o doamnă, mă știu. Ia asta de pe la noi. Doamna Ileana, am pregătit pentru dumneavoastră câteva provocări. Dacă că mi-ai spus doamnă, nu-ți mai face față la provocări. Eu nu pot, o respect foarte mult și o iubesc. Nu mă regăsesc în cuvântul doamnă. Eu vă iubesc și vă respect foarte mult. Lăsați, nu-ți spus răz că iapa e doamnă. Respectați-mă cu sufletul, nu numai cu gura. Cu sufletul vă respect. Deci nu mi-ai zice așa că ai pierit vecine de aici. Atunci vorbește tu cu doamna Ileana. Eu m-am obișnuit. Ileana! Uite, și pune-o la cântat pe Ileana. Ileana ne cântă. Păi, unchiu Zamfira, ăsta e unchiu Zamfira. E, tactomare, tactomare. Unchiule! Îl salutăm pe Zamfira, eu sunt Zamfira și ne cântă Ileana Ciuculete, chiar acum, la matinal și popular. Vezi că te... Am uitat să mai trăiesc, măi. De atâtea gânduri, Doamne, am uitat că bătrânesc, măi. Cu grijă după avere, am uitat să mai trăiesc, măi. Se duc anii unul câte unul, au inima mea. Și eu n-am băgat de seamă unde e tinerețea mea. Se duc anii unul câte unul, au inima mea. Și eu n-am băgat de seamă unde e tinerețea mea. Și-mi pare rău până mor, mă. Se duc anii unul câte unul, au inima mea. Și eu n-am plecat de seamă unde e tinerețea mea. Se duc anii unul câte unul, au inima mea. Și eu n-am plecat de seamă unde e tinerețea mea. Și-am ocolit dragostea, măi. Dacă stau și mă gândesc, măi, ce-am pierdut la viața mea, măi. Că mi s-a dus tinerețea și-am ocolit dragostea, măi. Se duc anii unul câte unul, au inima mea. Și eu n-am plecat de seamă unde-i tinerețea mea. Se duc anii unul câte unul,
Și eu n-am băgat de seamă, măi de tinerețea mea. Se duc anii unul câte unul, au, 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 inima mea. Și eu n-am băgat de seamă, măi de tinerețea mea. Bravo, bravo! Hey! Ce ți-a arătat așa, unde e tinerețea mea? Asta mi-a mâncat. Corneliu. Cornelius. Cornelius. Eu întreabă, mama, papa, papa, mama, Mateiaș. Mateiaș, îi mănânci mâncarea lui Mateiaș? Îi mănânci mâncarea lui Mateiaș? Am o doamnă care vrea să vină să ne cânte și să ne încânte, doamna Nicoleta Stan, care vine pe potecă. Cea mai bună prietena mea. Salută, capra. Salută, capra, cică. Așa. Bravo. Nu o lua de coadă că e sensibilă, Nicoleta. Bună dimineața! Bună dimineața, scumpa noastră! Bine v-am găsit! Pupați-vă! Ce frumoasă ești, Nicoleta, în dimineața asta! Mereu tu ești frumoasă! Așa, da, m-am gătit. Hai mai în față! Uite ce câini avem aici, îți plac? Da, eu sunt nebunit, am și eu doi câini acasă. Da, mă mică, vrei să-ți dau și ție niște sarmale? Doamna Ileana Ciuculete! Dragii mei, eu trebuie să anunț publicul meu, cei care mă iubesc, atâta cât sunt, le mulțumesc din suflet. Pagina mea a fost spartă de niște idei, cum le spunea cu hackerii, n-avea ei ceva cu mine. Parola, sunt mă, niște da? Idei, a schimbat, da. Sunt venite tot, de la, tot de la oameni dragi. Ăla și care a schimbat parola, ah! Tai la gât. Rup fâșul după. Știu cine e, 90% știu cine, dar nu spun niciodată. Da. Chiar mi se potrivește. Nu sunt doamnă, doamnele stau acasă, picior. Păi ce mă, stai în ferentare, ești negustor. Dar nu stau în ferentare. Faci bine. Asta doamnele nu spală, nu gătesc. Casa. Nu. Eu stau mai pe centru. Să știi că toți... Pe centru ferentariul are și ferentariul. Nu, nu. Toți... Doamna Ileana a plecat. Toți cei care au plecat de la țară. Unde vă duceți, doamna Ileana? Alo! A plecat în ferentari. Dar aici numai cu căruța să pleacă. Ce faceți? Păi aici veneam... Ileana, aici voiam să veniți. Nu, vrea să ne... Păi să știi că mi-e place la bucătărie. Vrea să ne facă de mâncare, Ileana. Mai următorul moment era cu dumneavoastră să faceți ciorbă. Da, următorul cornel. Moment, acum este momentul adevărului, pentru că ea gătește foarte bine, dar totul toacă porcul și nenorocitul, toate zarzavaturile, că eu am unghii și nu... Nu, eu nu am unghii, uite, nu am unghii. Recunoaștem fața națiunii, așa faci. Da, tu le trebuie să le toci, pentru că... Eu sunt, doamna Ileana, eu sunt o femeie. Ciorbă de curcan toată da, ziua. Da, toată ziua, ziua ce să fac? E, vreau să faceți ciorbă de curcan. Hai, dar numai cu un nou. Aveam două, dar l-am mâncat. Că o lună, două, mănânci numai ouă. Dar după un an, ciorbă de curcan! Eh. Mamă, cum ne-am trezit dimineața asta la matinal și popular. Bună dimineața, fraților! Hai să ne apucăm de treabă, să-i un morcov. Hai, morcov, hai, lasă microfonul, spalte pe mâini, dă-i repede ceva să spele pe mâini. E, poftim, cică! Hai. Eu te-am ajutat, dă-mă Cornel, mai tăiat dă bidonul ăla de apă. A, bă, da, prostii. Lasă, Cornel, că fac și eu, că până la urmă ești invitata să stai. Dar pleacă, doamna Ileana, ea tot pleacă pe undeva. Doamna Ileana! Ia colea și spalte pe mâini, că știi care e. Părul, vezi părul? Părul? Prinde-ți părul în coadă? Nu că îmi pune șapcă sau bazma în cap. Hai, speli repede, hai. Hai. Unde să mă spăl? Păi hai că-ți torn eu. Pe mâini, deocamdată. Hai să mă dezbrac, să fac un duș. Hai de lasă, acum, te spalte pe mâinuțe. Ia. Ia. Ia vezi, mă, nene, că așa, se face... Nene. Stai cu minte, că taie Cornel. Stai cu minte în banca ta. Râp. Așa, bine, hai. Ce porc răpos. Nu te șterge, că lași ei microb după toate. Hai, taie. Începe cu morcovul întâi. Uite, acum. Morcovul. Dă-i dragă morcovul. Ardeiul. Ce ați luat, leuștean? Ce e bine. Mamă, păi tu ești gospodină, mă, așa să taie morcovul. Bine, așa. Mamă, așa bariu. Așa îi place mai bariu. Hai, toacă. Ia, aici să vadă, ia. Așa ia e și acasă, să înțeleg, nu, doamna Ileana? Aoleu, dar mofturoși sunteți, aia nu vă convine, aia nu. Și că ăsta-i testul de rezistență, Cornele. Să fac plici. Da, aulu. Plici de aici. Păi nu, mă, dar n-aveți nici de la de hai că prea mult vorbești, lăsați-l, vorbești mult și treabă puțină. Lasă gura, asta folosește asta, mâna. Doamna Ileana, apa am pus destul, ia veniți să faci. Că ia facem ciorbă doar pentru noi. Mamă, dar n-a ajunge. Zeamă de varză sau ce aveți? Borș? P-
Păi cu ce o faceți de obicei? Eu, iarna se face cu zeamă de varză, dar așa, când nu este că e vară, așa? Mai fac și borș. Și borș, da. Deci ce punem? Noi avem și zeamă de varză. Acum, deocamdată, ce să pui? Curcanul e gata, spălat? E spălat, l-a spălat ploile două zile. Hai, turnați-l acolo. L-a spălat ploile. Turnați-l acolo și până taie... Păi stai puțin, deci... Taie unchiul. Câte cu ăsta ne-ați cam păcălit cu el. De ce? Păi că, că după o lună, două, mănâncă ciorbă de curcan. Mănâncă pe dracu să-l ia, mănâncă dacă îl face. Nu! Da, dacă îmi fac singur. Adică dacă o să știe să mă iubească cum îl iubesc și, eu... Și n-a reușit? Mănâncă, a reușit, dar nu, după încerc, un an. Încerc de 25 de ani, dar în fine. Nu, să știi că bucătarul este principal. Aia. El este ajutorul. El e ajutor, de gustul să dă de aici, gustul să dă de la kilometru zero. Exact. Așa, acum ce mai trebuie? Acum? Ceapa, ai tocat-o ceapa, yes. Am tocat-o eu pe... Dovlecelul, nu, ardeiul. Hai, dovlecelul pui. Da, nu, ca și cantitate e bine, păstârnac Ileana? Păstârnac de la... nu prea, e cam multă, e multă. Păstârnac, nu e păstârnac? Dar măcar dacă nu l-ajutați, cântați-i ceva la ureche, te iubesc, neicuță, puiul meu. Te-am iubit, neicuță, te-am iubit cu dor, măi. Iau ce frumos. Și mai cum e? Că l-am în prima dată. Și te aștept de seară să vii la semafor, măi. Că te așteaptă, nană, multe mândrulițe, să le dai și tu câte o guriță. Fără, vă rog. Câte o guriță, păi dacă... Da, e bine. Câte o gutuiță, să le mai dea și de înțeles, că nu le mai dă nimic. Nu mai sunt vremuri. Hai, gata. Acum mândruța zice, I love you, you have some money. Hai că, curcanul e foarte tânăr și până pui astea... Îl lăsăm pe domnul Galeș aici. Un cheșele toate și alea. Și doamna Ileana Ciuculete, zic să ne mai cânte. Auzi, ceva, nu? Trebuie borșul să dea și el în clocot, dar mai târziu, că nu-l punem așa, fără să dea în clocot. Nu, vezi, zeamă. A, păi și aia trebuie. Păi și aia trebuie, da. Nu mă mai înțeleg cu ei, frate. Fierbe apa și eu zic să pune legumele astea în oală. Hai, toată lumea își dă cu părerea. Da, pentru că mai trebuie să vină un invitat și chiar avem treabă. Da. Hai. Deci avem pauză acum ca să punem în oală. Bună dimineața, Adrian! Adrian Chișabu, ce faci, mă, tată, mă? M-am găsit sănătoși! Bine te-am găsit și eu, ce faci, bărbat? Și mie bicicleta! Supărat rău de tot, sunt prieten, mă! Hai, mă! Aoleu, și eu! Ți-a luat carnetul? Și tu? Da! Mi-a luat carnetul de note! Aveam doar note mari. Da. Auzi, mă, dă și mie bicicleta asta, să văd dacă... Ia, de-te să pună doamna Ileana, că tu nu știi să mergi. Coboară-te. Nu mă pun atunci pe ea. Coboară-te, ia, hai doamna Ileana. Hai că vă țin eu. Hai, mă, mă crezi. Cadrul trebuie să o încălicați. Vai de mine. Ilenuța biciclista. Ilenuța biciclista. A căzut și și-a rupt tâltița. Și-a rupt rochița. Hai. Sanfira, e sigur de ceea ce faci? Bă, cum plec puțin de lângă... Eu v-am mai spus, parchez cum vreau eu. Cum plec puțin de doamna lângă... Doamna Ileana, veniți puțin. De unde să mai... Ce tot ai tu cu mine? Mi-a spus și, bă, mi-a spus și Vitali și cu... Cam și ceva cu... Ca, nu, că aici, că ai spus acolo că ai ceva cu mine. Da. Da, mi-a spus, că, da, Vitali și cu Vasile, da. Îi salutăm pe frații Advahov și pupăm, da, și mi-a spus iubim. Că zice, băi, Ileana, să-i cam aude pe aici, pe nu știu ce... Pe la ce-ai fermă? Tu? Dar a zis că nu că m-ai iubi, că mă dușmănești. Aoleo! Nu cred! Am glumit cu tine, știu, vezi cum te înverzești la față. Mă înverzez, mă fac verde-albastru. Faci verde-albastru. Ca semaforul. Ca, ca papucii mei de ca papuci mi-a luat, mi-a luat soțul din bâlci. Să mor eu dacă nu mi-a luat. Ia uite la vine ce papuși să poartă sora mea, nu ce ai tu. Ia uite ce papuși. Cu vedere la degete. Da. Dacă eu nu pot să port, doamna Ileana, de ce? Doamna. Dacă vedeți ce râm am eu la picior, ia uite. Să mor de luat de la rucări, de la bâlci, da. Am dat 5 lei pe el și i-am spus, băi, 5 milioane, mă. Azi, nu, dă-i înapoi că-s prea scump. De 5 lei am dat. Deci, serios, ce ai acolo, ai râme? Asta e râmă, dacă pun la baltă, sare pirania la el. Ai râmă? Serios? I-a crescut râmele de când stai aici. E din aia, octopod cu picioare. I-a crescut râmă la deget. Păi de când așteaptă pe aici. Ia vezi, mă, nene, mă, așa ceva. Dar să cam de la ea, domnul Galeș. E, văd eu multe, Nicoleta, tu nu observi nimic? Vezi că are o muscă, o moară. Ajută-mă și pe mine. Bate musca. Ai rămas cu uitatul. Bravo! Mănânci numai ouă, dar după un an
ciorbă de curcan făcută la cazan. Mănânci aici și mori acasă. Făcută bună. E bună, domne, angusta. Nu m-ai jignit în halul ăsta, spală lingura că am pus-o pe la gura. Lasă microfonul că spală lingura, spală lingura. La cocean vorbești. Atunci ne cântă doamna Ileana Ciuculete. Ia uzi. Daulică Leanu este un cui de păsărele. Ah, ce-mi place mie cuibul ăla. Să le vezi cum ciripesc, toată ziua se iubesc, toată ziua se iubesc. Daulică Leanu, toată ziua se iubesc. Dar eu nu mai am cu cine, că puiuțul meu nu vine. Că puiuțul meu nu vine. Adică eu unde sunt? Daulică Leanu a plecat cu... Cu caprele s-a dus. Ne cântă doamna Ileana Ciuculete acum la matinal și popular. Veselie și bucurie aici la noi la ferma. Cocoșul roșu, vecina joacă, să urcă prun. Hai! Era pentru ea. Stai să te curăț că ai pe niște paie. Aole, și să nu se vadă la Constanța că ai paie cu ea. Ai stat în paie. Ați stat amândoi în paie.
Eu eram în durerile facerii și da. Tu erai cu ea în paie. Dar ce făceai, ciorbă de curcan? Nu, da. Nășteam. Nășteam un cântec. Un cântec. Pentru că da, și acolo s-a născut cântecul la țară. La paie, toate cântecele ei de când se voia să nască mașină. Are reportofon, scrie, prostule, oprește și scrie ce traduc dar eu. Ce da, frumos se alintă, Galeș, dar ce frumos. Cum păi, porc, prost, nenorocit. Nu te scoate. Nu te... Capra. Păi nu. Doamne, stă taliman, taline banana. Ciorbă, doamna Ileana. Deci la Tulcea chiar este. Domnul Galeș, că vă rog frumos, capra este dată. Veniți aici. Da. Luați microfonul. Unde e cel mai mare acvariu de pește? La mine, la Gubaucea. Bă, n-am voie să mulc capra, ce-i? Vreau să mulc și eu capra. Domnul Galeș, o mulgeți mai târziu, vă rog frumos. O mulgeți a Gale. Galeș, așa. Eu zic să vă cânt și eu un cântec care se potrivește. Popa în altar citește câte una tot iubește, dai o suflet păcătos, aș pune mândruța jos. Ia, uimește-mă. Jos la paie. Hai că i-am lăsat loc acolo. Mi-a zis pop al meu din sat, măi băiete, nu-i păcat. Tot ce-i frumos să iubești, e mai păcat să râvnești. Mi-a zis pop al meu din sat, măi băiete, nu-i păcat. Tot ce-i frumos să iubești, e mai păcat să râvnești. Popa în altar citește, câte una tot iubește. Dar eu suflet păcătos, cum să nu pun mândre jos? Popa în altar citește, câte una tot iubește. Dar eu suflet păcătos, cum să nu pun mândre jos? Pe toate care au făcut păcate, mai multă le-a măritate, care au bărbatul departe. Popa le știe pe toate care au făcut păcate, mai multă le-a măritate, care au bărbatul departe. Popa în altar citește, câte una tot iubește. Dar eu suflet păcătos, cum să nu pun mândre jos? Popa în altar citește, câte una tot iubește. Dar eu suflet păcătos, cum să nu pun mândre jos? De una vădană ce putea să-mi fie mamă, să-i fac un pustiu de bine, să se iubească cu mine. Mi-a zis de una vădană ce putea să-mi fie mamă, să-i fac un pustiu de bine, să se iubească cu mine. Popa în altar citește, câte una tot iubește. Dar eu suflet păcătos, cum să nu pun mândre jos? Popa în altar citește, câte una tot iubește. Dar eu suflet păcătos, cum să nu pun mândre jos? Mi-a zis popa ia să vii, duminică liturghii, să le vezi, le-am dat canoane, stau în genunchi la icoane. Mi-a zis popa ia să vii, bă, duminică liturghii, să le vezi,
le-am dat canoane sau în genunchi la icoane. Popa în altar citește, câte una tot iubește. Dar eu suflet păcătos, cum să nu pun mândre jos? Popa în altar citește, câte una tot iubește. Dar eu suflet păcătos, cum să nu pun mândre jos? Vreau să facem un joc, doamna Ileana, o provocare. A, nu mă pune eu cu dumneavoastră. Minte, stai să lămurim o treabă. La nuntă nu i-am dat voie să aibă rochie albă pentru că n-a fost domnișoară. A, pe ce vrei să fii domnișoară la 28 de ani? Nu mă interesează. 28 de ani. Da, să trecem peste acest moment. Las loc. Vă dau... Ia loc, Cornel. Am coroniță, nu strica părul. Uite pe asta că e peste coroniță, Ileana. Îmi place, leșca cățaua la, ca virgulă cățaua la asta. Uite, gata, așa. Doamna nu s-a stricat Ileana, nimic. Jocul stă în felul următor. Noi avem niște cartonașe aici. Cum sunt, pa? Nico? Bine. Avem niște cartonașe aici. Și eu o să aleg un cartonaș pe care scrie un obiect, o pasăre, un animal, nu știu, orice, o mâncare. I-am pus și lui Cornel, da? Și... Da? Și dumneavoastră, deci jucați cu Cornel până la urmă, joacă cu Cornel, da? Iar cu el. Tot cu el. Hai că joacă cu mine. Hai să joace cu mine. Hai. Pune-i coroană. Îmi pun eu asta. Fă-te rege. Așa. Și eu aleg un cartonaș, vi-l pun pe cap acolo. Păi unde mai mi-l pui? Cocu aici, asta aici? Unde? Bagă-l în sân, dacă tot... Așa. Mă, ți-l pune pe... Aia, e un suport, e un suport. Coronița. Coronița aia. Vi-l pun pe cap, iar dumneavoastră mă întrebați ce sunteți, să ghiciți până la urmă. Ce sunt eu? Da, adică ce aveți pe cap, da? Haideți să vedem. Păi, dar spune despre ce e vorba în cărțile alea. Păi nu trebuie să ghicești. Trebuie să ghicești. Cere o părere și lui Cornel, ia cere o părere și lui Cornel, ia vezi. Ce putem să, ce poate să fie Ileana ea? Asta e mai ușor. Să diclească. Hai că nu diclește. Asta! Aia e! Așa, nu-i șopti, nu-i șopti. Dar nu-i dăm indicii, da? Nu-i dați indicii, da. Și mă întrebați pe mine. Numai eu știu. Diavolul. Nu, nu atât de departe, dar... Dumnezeu, mi-ai pus... Nu, nu. Dar ce mi-ai... Bani. Nu, nu sunteți. Curcanul. Nu. Păsui. Nu. Nu, e aproape de diavol. Măi, dacă îi șoptești... Păi nu știu. Îți dau tuia să o mănânci. E aproape de diavol ăla care a ispitit-o pe Eva. Balaure! Da. Balaure! Nu e zbor, nu. Nu e balaur, șarpe. Șarpe! Și acum ăla care venea când eram eu mică, de, dormeam pe porcușorul meu, Ghiță, și el făcea... Cu Ghiță. Gum, gum, gum. Câinele, ham, 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 ham. Capra, me, be, aia, oița, mărcușa. Da, mă, da, toți la rând. Da, pe, peștele cum faci? Peștele, nu știu. Peștele. Care pește? Care pește? Al cui? Peștele dă din coadă. Deci, doamna Ileana, acum către camere, spuneți. A? Eu, așa, Ileana, așa. Eu, Ileana Ciculete, astăzi sunt un șarpe. Păi eu nu sunt șarpe. Șerpiță, zici șerpiță. Șerpiuliță. Astăzi, eu, Ileana Ciculete, sunt o șerpicuță. O șerpicuță mică. Bravo. Și acum alegeți dumneavoastră mică, ce vreți mult să fiu eu. Șerpișor, dar de la de nu mușcă. Să nu văd eu, da? Hai să nu vadă, alegeți. Aoleu, Valentina ai pus-o de data asta. Am pus-o, dar ce dracu învăț? Păi da, să fie în față. Nu trebuie pe frunte. Ce să ia legume? Taci din gură. Nu te uita, da? Nu te uita că, na. Mama, papa. Papa. Papa, mama, papa. Ha? Îți dai la copii, papa, mama. Hai, vino, coci. Astăzi robul meu, Samfira, îl coronez. Invers, ca să fie cu fața, că ia dăm voie. Astăzi robul Samfira. Bravo, gata. Ai, ești frumos. E încununat de către Etno, de către orchestra fraților Radvahov, împreună cu cântăreața lor preferată, Ileana Ciculete. Ciculete. Doamna Ileana Ciculete, ce sunt eu astăzi? Sunt obiect? La microfon. Ești de la... Păi animal sau obiect? Sunt animal? Nu ești animal, ca animal ești aceea. Sunt obiect?
Ai obiect, eu știu. Da, obiect ești, mă, obiect. Ești, vrei să spun ce ești? Nu, nu, spun. Păi, păi nu, trebuie spun. Da. Da, mă, ești un obiect. Sunt un obiect, da? Da, ți-ar fi sunt drag. Sunt un obiect de uz casnic? Sunt o oală, o tigaie, o ce sunt? Nu, să mănânci ciorbă, strachină, nu, sunt. Sunt, nu ești. Sunt chisăr, coasă. Chisăr? Nu. No. Căruță. E util. Ceva util. Hai, care... dă-o pe aproape cu căruță. Faci fasoane. Mașină. Da. Ai văzut ce frumos ți-a ales, Ileana? Ți-a ales o mașină. Mulțumesc, doamna Ileana. Eu, Valentin Sanfira. Și că ți-am dat și eu cadou. Sunt o mașină bengoasă. O mașină de bătut la ușă. De bătut. Ai auzit ce a zis, da? Ți-a dat cadou, să nu spui că n-ai primit niciodată mașină cadou. Ai, ce frumoasă, e verde. Și încă e verde și e un Jeep de la mic, așa, pentru tine. E un Jeep de la mic, cu două ușe. Așa, cine... Înainte doamna Nicoleta, asta, ne cântați ceva? Da. Dați-ne nouă cărțile, ne jucăm între prietene acum, mulțumim. Ne cântă Nicoleta Stan la matinal și popular. Mă duc să culeg via. O butelcuță de vin. Păi după emisiune. Da, nimic. Următoarea după melodie emisiune. Cânt eu? Da, da, da. Tu cu ce ai, cu țuic? Da, mamă, eu sunt... ultimul cântăreț, dacă voi cânta, eu vă sparg și, și ce hitare? Și ce hitare? Nu te supăra, Ileana, mi-a rămas trabantul în pană. Am hâc. Eu fii atent aici, fără mișto. Dintre toți bărbații de muzică populară la ora actuală, așa. De zona de sud, mă refer, așa? Ardealul de vest sau de nord. Moldova. Tu ești cel mai tare la ora asta. Dar numai să mergi ca lumea, să-ți faci... Mulțumesc. Îți mai trebuie niște cântece periculoase, dar ca voce ești tare. Sunt mândră de vecini. Extraordinar. Le-am spus în față și la niște colegi de-ai tăi care s-au tulburat un pic așa și... I-a duce la fermă. Apropo de fermă... I-a dat Dumnezeu, dacă i-a dat... Bă, Firarel a furisit frumos al recului ce e, de cânta nu mai vorbesc și a ales și lăutarii, orchestra... Te-ai luat după mine. Dar nu mi-ai făcut cadou nimic. Te-ai luat după mine să iei pe frația Advahov. Așa e, îi salutăm pe frația Advahov. Da, te-ai luat dar după mine. Am o provocare pentru dumneavoastră și pentru domnul Galeș. Iar cu provocări mai mâncată. Mergem în hambar de data asta. Nu vă spun nimic despre ce e vorba. Nu merg, că mă murdăresc de... La noi e curat în hambar, doarme și Lavinia acolo. Acolo doarme. Hai să nebunesc dacă nu. Cu ce dormă? Lavinia, mai ești căsătorită? Da. Mă mir. Haideți să mergem la hambar. Doamna Ileana, haideți, cu încredere. Mergeți, că o să vă distrați copios. Duceți-vă cu Lavinia. La hambar n-ai tu. Da. Hai să mergem cu Lavinia. La hambar n-ai tu. Hai că mă ocup de dumneavoastră, îmi place. Sunteți o familie genială. Și o să ne distrăm în hambar, o să vedeți. La hambar o să se oftice vecinul meu când am mers. Păi nu pot să vă zic acum. O să vă povestesc. Doamne, stă taliman, spală-ne banana. Am revenit, suntem în hambar aici acum, bineînțeles, avem proba pentru prietenii noștri, pentru Ileana și Cornel. Și au o probă foarte simplă. Cu banana trebuie să împingă portocalele, două pentru Cornel, două pentru Ileana. Îmi permit să vin în față, în locul indicat, în acest cerc. Așa că, dragilor, în momentul în care o să vă spun start. Da, eu nu am știut până acum 25 de ani că Ileana are și ea banană și să ducă portocala la locul indicat. Îl duce la loc. La locul indicat. Da, după 25 de ani, nu-i nicio problemă. Deci, dragilor, eu vă spun pe locul fiți gata, start! Ileana, dă-i cu banana portocala. Bravo, Ileana! Hai, ia, Cornel! Uite, hai, Cornel! Ce faci, Cornel? E banana slabă. Vai, eu uite, bă! Băi! Eu uite, bă, opriți-o! Nu sunt de acord! Cu ce să fii de acord? Cu ce? Băi, uite-te! Unde mă lași? S-am băgat, te las, vin după tine! Vin după aia, după tine! Bravo, Ileana, a băgat pe portocală! Adică nu știu de ce Ileana e mai tare în banană. Bravo! Deci Ileana a păcat o portocală. Am băgat două. Felicitări și la cântec și la... Nu e drept, ai ajutat-o, ei făcut ce nu e. Să mor eu, dacă nu, să moară... S-a mișcat banana, e foarte mai bine decât asta. Să moară Gibilan dacă nu... Gibilan dacă n-am băgat-o bine. Bravo! Deci Ileana a câștigat premiul cel mare. O banană la putare. Îți dau din banana mea aia. Mănâncă și tu, Ileana, banana. E dulce banana ta. A mea nu. A mea o dau la prietenii cei mai buni. Cum ar fi Cosmina? Deci,
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru să participare. Uite v-ați descurcat minunat amândoi. Uite în ce hal am ajuns. Ia. Păi tu cred că de aia n-ai reușit cu Onel, că o aveai deja coaja mai strâțită. O avea mai lungă, de aia n-ai reușit. Ileana e câștigătoare. Eu vă mulțumesc pentru că ați avut timp să ne ascultați, să ne vedeți și să știți să ne priviți întotdeauna. Etno face emisiuni grozave pentru că avem oameni profesioni. Și eu vă mulțumesc că iată ați făcut față provocărilor. Ne întoarcem acolo în tot cu banana? Uite așa se învârte țara când îi dai în ea cu banana. Vai de mine, deci m-am distrat. Nu sunt, nu te-ai distrat deloc. Ați trișat. Lasă că ți-ai și lucru. Doamna Ileana, cea mai tare sunteți. Deci, nu e adevărat. Domne, cum a dat cu banana aia acolo? E gata, tare ca oțelul și tare ca fiume. Eu recunosc așa, hai că e soția, dar nu. Mă, adevărul e că eu sunt cea mai tare, ce față de tine. Să mai discutăm. Ce dacă mai de la s-au descurcat amândoi, dar câștigător a fost de data asta. Nu, mă, cum a dat doamna Ileana acolo, na, nu dă nimeni așa. Nu dă, nu, nu. Domnul Gale, știu să dau tare de tot. Da, nu vreau. De tot. Domnul Galeș, nu. Altă provocare. Domnul Galeș a fost mai tare ca perdea. Hai mă, gata cu provocările. Credeam deci, că mă provoci. Domnul cu... Galeș. Domnul Galeș. Doamna Ileana Ciuculete, Lavinia, vecina mea, Nicoleta Stan și cu mine. Vă aici la Bușten, haideți. La Paie. Haideți, eu? Haideți. Nu la Paie, la Bușten acum. La Bușten? Poftiți. Că suntem 2, 4, 5. Recunosc, pun... Doamna Ileana Savarache. Doamna Ileana, haideți toată lumea. Pun capul pe Bușten. De bună voi. Avem așa, 2, 4, 5 pahare, suntem 6 oameni. Va fi o muzică frumoasă, dansantă. Ocolim așa Bușteanu. Păi ne mai trebuie un pahar. Mai trebuie, da, ne mai trebuie un pahar să vină și prietenul haideți nostru. Deci, regula jocului. Suntem 7 persoane, 6 pahare cu apă. În momentul în care muzica începe, noi trebuie să dansăm de jur împrejurul acestor 3 bușteni și paharele sunt în minus. Cine rămâne fără pahar, iese afară din joc. În momentul în care muzica se oprește, deci noi l-am luat repede. Și ne luăm câte un pahar fiecare. Cine rămâne fără pahar, cine rămâne fără bușteni. Pahar, înțeles, doamna Ileana? Vă mulțumesc, dragii mei, și pentru cel de-al 6-lea pahar. Cine, dar de nu cine... ne uităm la pahare, dansăm, ne vedem de treabă, da? Și când dau ei stop la muzică, atunci... Aha. Ați înțeles, da? Luăm pahar. Da. Și care nu ia paharul, iasă. Da. Da. Hai! Ha. Muzica! Zi! Hai! Dai o colă asta, nu, nu, nu. Da, ia, uite. Ieși! Ieși! Ileana, nu vă... Nu vă, vă dau eu paharul meu. Ai câștigat proba trecută, nu te supăra. Uite, ia paharul, că și trebuie să pleci cu un pahar. Nu e adevărat, a pierdut, a așa pierdut. Nu hai, sunt de acord. Continuăm. Nu. Continuăm fără doamna eu Ileana. Eu și dacă pierd, eu câștig. Prin pierdere eu câștig. Să dăm pentru play-zi că e sus cineva hai care mă iubește. Bravo. Hai. Na, 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 na. A ieșit, e și Cornel. Domnul Cornel Galeș, să nu se simtă soția ieșa singură. Ieși. Ia, ieși, ia. Ieși afară. Vă dau cadou un pahar cu apă. Ieși afară. Bravo. Jucălule, ieși afară, câine, du-te acolo. Ieși afară, jucălule. Jucălule, ieși acolo, că te așteaptă prietenii tăi. Aia ciobănii. Hai, continuăm, da? Rămâneți acolo, hai. Ileana merge cu noi, bă. Pa, pa, vecinu! Ba, poftim cadou, paharul din partea mea. Doamna Ileana, nu, da, mergeți cu mine, că noi am pierdut, cică. Luați-l și pe ăsta. Dar noi câștigăm mereu. Nu-i problemă, se mai varsă? Copilele! Ce faceți, mamă, îndăcecați la plimbare? Ei țin băliva, mă! Orte, da, orte, mă! Orte, da!
nu? La loc. La loc. Lasă-o. Hai din loc. Hai. Una, două. Mișcare din șolduri, vă rog frumos, mânutele sus. Hai. Hai. Bună. Mișcă-te nițel mai mult. Hai, Nicoleta. Pac, pac. Când ți-am gata. Zis eu să te miști așa, gata, nițel mai cu talent, meu, ai văzut? Cum ți-am spus să te miști mai cu talent, ai apucat. Mai departe, mergem mai departe. Nu te lăsa, Nicoleta! Da! Nu lăsa! Rupel! La paie, la paie! Ușor! Ușor la paie! O, Doamne! Cum se numește asta? Eu dragii mei, ați mai avut voi nebuni de ăștia cântăreți nebune așa? Eu nu cred. Hai, continuați! Eu recunosc la vinia cu doamna, hai! Mulțumesc, vecinul! Aveți grijă la buturugă, să nu dați în ea. Nu, 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 jucați corect, că vă dau afară. Mai cu talent. Mișcă-te, Nicoleta, mișcă-te. Mă culcai la cap de pune. Oh, ce slabă ești, vecină. Mulțumesc frumos, mie așa îmi place. Bravo, doamna Nicoleta, asta bravo, n-a câștigat doamna Nicoleta. Pentru că ați câștigat această probă. Apă, da. Nu, vă dau un premiu foarte mare. Op. Oferit Etno TV de matinal și popular. Aici la ferma de la Cocoșul Roșu veți primi o pungă de pufuleț. Oh! Mai bine câștigam. Bună. Eu pentru punga aia de pufuleț. Ne cântă doamna Ileana Ciuculete, ceva frumos din tot sufletul. Da, vă dau câte un fasui, că v-am dat, am băgat în voi curcani, ciorba. Sarmale, varză. S-a și mâncat ciorba de curcan. Treceți la fasui. Planta hai. Muzicală, acum, planta. Cu doamna Ileana Ciuculete. Fasui, filarii
sfârșit a recunoscut. Mamă. Asta este momentul adevărului. Gata, da, nu pune fasuiu bine, dar cântă a? Cum nu cântă nimeni. Nu îmi place în lauda. Nu? Na, când, da, cum, nu, când doamne, eu. A, eu sunt eu. Ce? Dacă zice voi și publicul, publicul vorbește. Publicul vorbește. Tu ești publicul acum. Da, eu sunt public, vocea publicului. Mă întreabă pe mine la câte o nuntă sau undeva. Domnul Cornel, de ce nu cântați? Domne, îmi iubesc femeia prea mult, nu vreau să o bag în conul de umbră. Nu pot să o distrug. Dacă eu cânt, avortează mireasa. Aoleu, Doamne ferește. Nu, că avem probleme, avem femei gravide. Un cântec de copil, ceva. Hai să spun altceva. Spun care a fost coșmarul meu. Lasă-i tonul până anii 90. În anii 90, când făceam spectacole pe la țară, făceam câte 3 pe zi, era aglomerație, mă rog, mergeam cu mulți, știi, și Enceanu, și Măgureanu, și așa, și Maria Loga, mergeam împreună. Da. Și alergam 3 spectacole pe zi, era disperare. Da. Și noaptea, obosit, domne, aveam un coșmar. Fii atent, visam că, ai văzut cum erau ăia brutizat, la gol pe spectacolele pe la țară, pe la Murșan, pe acolo, pe la Daneț. Abrutizează alcool la scenă acolo. Și visam că Ileana mă împinge pe scenă, hai mă, cântă! Și mă trezeam, făceam... Adică să performez. Nu ieșau sunete de harfele. Apropo de Daneț, am fost și eu la spectacol de curând și era unul, venea așa cu capul spre șură. Și i-a zis, bă, băiatule, n-o sparge că vin și la anul. Da. Lasă-o întreagă. Mie de oameni ăștia, mie este foarte drag și iubesc oamenii la spectacol. Ăștia la vă iubesc pe voi și vă stimez. Doamna Ileana, ia veniți mai aproape de mine. Hai să-l învățăm cu niște vocalize pe... Hai mă, lasă-mă în pace, eu tot de vocalize. Ia, trebuie și învață-mă. Ia. Mu, mu, ești bun de fermă. Asta era. O piatră, o piatră că ai cântat pentru prima dată. Hai să nu vă spargi unde simți la noi. Fac cu toți în conul de umbră. Bine, e minunat. E minunat aici. E minunat. Râzi de când ai venit. Râzi cu noi sau de noi, că nu-mi dau seama. Râzi, nu mai știm care de care râzi. Nu, eu cu Ileana sunt obișnuită, deci nu și cu Cornel. Ia, nu. Da. Foarte frumos acest banc. Ce mai vrei? V-a plăcut doamna Ileana, nu? Că nici am înțeles. Nu, dacă am înțeles. Eu nu... Deci... Ileana, da! Da, sufletul degeaba. Oamă, schimbă tonul la râsul ăsta. Nu înțelegi nimic. Dar așa bancuri zice Ileana acasă? Eu le aud. Nu le ascultă. Eu am bancul meu, când îi zice, bancuri la tine. Treci la aspirator, firul! Are bancuri, ce bancuri haioase aveți? Am bancuri haioase, du-te-n pivniță și spală. Ia mopul și spală și acolo. Ia uite, păi am spălat acum o săptămână. Du-te acum, când se face în casă, se face din garaj până în pivniță și din pivniță. Mai bine să mergem mai departe cu cânte, cu voie bună, că asta așteaptă cei de acasă. Ia, domnul Galeș. Cornel Galeș. M-a tracut cu ăsta de aici. Care este camera mea? Camera data mea. Viitoare o să vă onorez cu o melodie periculoasă. Nu plecați din fața televizoarelor. O să avem o probă extraordinară. O probă care se numește Mima. Omaga, eu o să spun domnului Galeș un cuvânt la ureche. Cornel, te sparg. Cornel, domnul Cornel, un cuvânt la ureche și dumnealui trebuie să mimeze ce am spus eu și să înțelegeți ce am vrut să spun. La ureche aia surdă sau? La aia bună. Nu știe ăsta să mimeze. Degeaba vă omorâți cu el. Omaga. Ia să vedem. Te rog, vecinul, dă-ne nou microfonul ca să ghicim aici. Știi, uite, să aibă și... Doamnele, așa. Da. Sunteți mare. Balerin. Lebădă. Bravo! Cine a zis? Ia. N-ai zis la microfon, mai zi o dată. Lebădă. Bravo. Ești asta o lebădă. E lebădui. Frumoasă. Lebădui. Pentru că a ghicit mimează dumnealui. Veniți aici, doamnă. Domnul Galeș, vă rog frumos acolo. Hai, Ileana, ia să vedem. Domnul Cornel. Valentin, și spune mai încet în ureche, da? Că se aude. Ai auzit? Zi și tu acolo ce-ți vine. Deci, doamna Ileana, mergeți mai încolo că se aude și ne aud. Nu microfon. A făcut ah. Deci înseamnă că e un cuvânt sexual. Oh.
Păi nu! Ce zis? Cărămida ai zis? Și că îți vrea scufătură, mă, și ea! Hai, mimă! Mi-o amimat! Din nou! Din nou! Nu așa, Ileana! Trebuia să te târăști! Ileana trebuia să te târăști pe jos, nu așa, ca să fii râmă. Aha. Puneți femeia la prostii. Nu, târăște-te, nu. Nu mi-a pus să săturească, mă, ia uite. Râmă. Șarpe, bravo, doamna Nicoleta Stan. Mulțumesc. Următoarea. Înlocuim, da? Foarte bună ați fost. Vă spun eu un cuvânt, haideți. Da. Haideți că vă zic eu, doamna. Ia. Ce ți-a zis? Nico, Nico, fii atentă ce mimezi. Ia, ia, ia. Sumo. Gras? E gravidă, mă. Cine, mă? E Ion Ghițulescu? E un ulcior? Amforă? No. De mâncat? Pară? Cu gât? E ceva dude, cu gât dude. Și foarte gras? Păi eu mi-arăți un gât. Crește în pom? Omis de alea. Crește în pom, dacă nu e pară. Sunt țari. Nu e, nu că dă cocos. De la țară. Prune. Cu gât și gras. Dovleac? Dovleac? Dar nu e copac. Păi dovleac un pom. Dar nu e copac. Aaaa! Dovleacul crește în pom. Dovleacul nu crește în pom. Oh my god. Sunt tărtăcuțe de alea. Și cum se numește pomul care face dovleci? Tărtăcuțe, da, dovleac, dovleac de la. Dovleac acum, dovleac corcez, mă. Gata cu fotosinteza. Gata cu fotosinteza. Urmează doamna Ileana Ciculete. A, să te vadă. Lasă-mă, mă. Haideți că vă spun eu cuvânt. Haideți cu mine. Lasă că mai ai, ia vezi cum mi-e. Și ăla cum face? Nu știu, mă descur. Cangur. 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 Ați auzit, mă? N-am nu auzit, e adevărat, dacă nu. Arătați cum a sărit, am ghici, nu, nu? Domnul Chișavo e pregătit să vă mimeze. Ia, domnul Chișavo, ia, ia mimează, uimește-ne, ia, cu mima, ia. O păsărică? Păi zboară, ce faci? Ia uite, mă, ce faci. Are patru ouă și zboară. Patru ouă. Are patru ouă. Păi ia. Nu știu. Zboară. Așa. Fluturaș? N-avem voie să arătăm. Bravo, bravo, foarte frumos. La ce fluturaș are patru ouă, că ai arătat patru ouă. Vezi că se vede. Ciocan. Ai să mă arăt. Nu, de ce să moară calul? Lasă că trebuie să mergem cu căruța. Ia. Mare, bariu, mult. Cu ciocane multe. E corul vânătorilor. Cu multe ouă. Nu. Baros. Pietrar. Ciocan. Ciocan. Ciocan, bravo! Foarte simplu a fost. Și acum e rândul meu. Vezi, Nicoleta, că ai ghicit? Da, ai ghicit. Ce, milog? Milog? Diliu? Seme cu focacici. Dilo? Milog? A, notător. Ești un nebun care not. Focacici. Nu e mare. Calul de mare. E pe acolo. Pe acolo, pe aproape. A, sirenă. Sirenă. Siren. Are așa puțin formele mai apetisante de. Delfin, mă. Bravo! Bravo, delfin. Delfin, băi, frate. Ce face delfinul, mă? Halo. Da, cum face? Cornelia, cum face? Și că la tine. Ce că delfin. Era beat. Era un delfin beat. Foarte frumos ne-am distrat. Am văzut cum am văzut cum face delfinul. Am văzut cum sare cangurul.
E o veselie aici, e o nebunie la noi, la Matinal și Populari. Mulțumim, Iulia Martinescu, mulțumim Garden Center, mulțumim Ferma Cocoș Roșu și mulțumim Cofetăria Claus. Mulțumim artiștilor noștri, vă mulțumim dumneavoastră că în fiecare dimineață vă distrați aici cu noi cu artiști extraordinari pe care are folclorul românesc și nu numai, cu probe nemaipomenite. Rămâneți pe pagina noastră de Facebook, urmează poze inedite de aici, din emisiune. Matinal și Popular, like la pagina pe Facebook. Like la pagină și bineînțeles și filmulețe cu artiștii care mai rămân după emisiune când noi plecăm din fața micilor ecrane. Vă iubim, vă mulțumim și de încheiere ne cântă și Ileana ne cântă Ciuculete! Ileana Ciuculete! Doamne, să fii singurel pe lume, să n-ai dorul cui-l spune. Dar eu am, Doamne, pe frățiorul meu, ce mă ajută când mi-e greu. Greu e, Doamne, să fii singurel pe lume, să n-ai dorul cui-l spune. Dar eu am, Doamne, pe frățiorul meu, ce mă ajută când mi-e greu. O să fii cât de bogat, măi, come on.